Mâncată de la mă, Ticlozău. Ia, bă. Ticlozău? E fiar de călcat, Ticlozău. Pe cine să știe? E bine, mă. Uai, mă, e bro, hai, bine, stai, stai, stai. Și asta, ce zi? Dacă duce samp. Auzi, întreabă dacă mai e funcțional. Spune că dacă nu oricum tu lipi pentru colecție, că colecționezi ticlăzăurile mătii. Ia, bă, zi așa. Eu colecționez ticlăzăul mătii și am o colecție numită ticlăzăul mătii. Și asta văd așa mai bă, de nu spune încă, bă, că te să mă piși repede. Stai, du-te. Îi spui că ăsta e mai de pe vremea lui Decebal. L-am văzut și îl poftesc tare. Am văzut că e pe vremea lui. Bravo, bă, bravo. Ai de pula mea. Am văzut pe de pe... Stai. Deci îi zic așa. Da. Alo, bună seara. Am văzut acum anunțul dumneavoastră. Navigam pe motorul de căutare Google și pe Publi24 și am dat de anunțul dumneavoastră legat de Ticlăzău, dacă nu mă înșel. E un fier călcat pe cărbuni? Da. Dacă nu mai știi, de pe vremea lui Decebal, nu? Nu-l mai am. Nu-l mai aveți? A, dar totuși, pot să vă pun câteva întrebări, să știu la cine l-ați dat sau așa? Că chiar mă interesează, pentru că am o firmă renumită de ticlăzăuri, se numește Pardon, îmi cer scuze, m-am mânecat. Păi l-am dat la maică-mea, dar nu știu de ce. Aș dori să-l cumpăr, domnule. Aș dori, că e o piesă de colecție. Mai ales dacă duce și sampul, e perfect. Nu, bine, dacă îmi dați un... să văd dacă maică-mea îl mai are. Dacă îmi dați un număr de telefon să vă spun sau mă spunați... Păi, nu vă arată numărul. Da? Nu vă arată numărul acum pe care v-am sunat nu, acum? Nu, mă apare număr privat. A, probabil din cauza că sunt din Germania, probabil de asta. Că nu-i pentru mine, nu vreau să-l iau pentru mine, vreau să-l iau pentru firma din România, știți? Și de-aia... Da. No, bine, nu știu. Dacă e... Dați-mi un număr pe SMS acum să-l văd și vă spun eu. Sau dacă revin cu telefon peste aproximativ 20 minute, ok? Sau așa? Da. E da, bine? Da. Sau și mai rapid? Da, bine. Da, bine. Ok, bine, mulțumesc bine, mult. Bine, la revedere. Haide! Hai cum mă fac cu Ticlăzău. Îi pui întrebările astea, știi, ți le-am zis eu. Da, i-am zis cu aia, că și dacă duce sump, e perfect, da. Na, bun. 5 minutes later. Aia trebuie să se dea. N-are cum. Le pici, înveți și trebuie să mai fie, o să mai fie o sesiune. Alo? Așa, bună ziua, sunt tot eu, băiatul, cu Ticlăzău. Deci? Mă, am sunat-o pe maică-mea și nu vrea, l-au făcut, nu știu cum, cu flori la țară, l-au pus acolo, nu vrea să-l dea. Zic că-l dai preț dublu. Îți dau preț dublu. Am ținut acolo și l-am ținut și după aia am văzut că nu se dă, l-am dat. Și îți dai și 400. Și dacă vă dau 400? Cât? 400, domnule. V-am spus că caut de-asta, că e de colecție, efectiv. E un Ticlăzău de colecție, după cum văd. Nu se mai prea găsesc, tocmai de-aia am căutat pe Publi24, că am încercat și pe Olex, dar nu... Îmi dați 400 pe el? Da, 400 de lei. Trebuie să mă rog de-aia, să vedem, poate mi-l dea. Nu știu cum să zic, Dar nu mi-ai trimis numărul, păi eu vi l-am trimis. Unde mi l-ai trimis? Ce mi-ai trimis? E numărul de firmă. Pe mesaj, da, dar e numărul de firmă, asta e ideea. Că vi l-am trimis, dar nu înțeleg de ce, poate durează un pic mai mult până vi se trimite sau ceva. Auzi, spune-i că... Dai că sunt apelat. Te suni, eu bine? Cum vrei să facem? Vrei să-l facem pe rambur, să-l dăm prin postă pe rambur? Da, ar fi mai ok, da. Deci, numai dacă îl dăm prin poștă, îmi dai adresa și în poștă pe rambur. Spune că poți să-l trimite în România, că ai firma în România. Da, îl puteți trimite în România, gen, că am firma în România. Păi în România mi-l trimite, nu în... Ah, deci în România, ok. Deci, da, te-l trimite eu sunt Deva, te-l trimite și vi-l trimite în... Și plătiți dumneavoastră transportul sau... Da, mă auziți? Tu plătești. Plătesc eu transportul, dar pe poștă, nu pe altceva. Da, pe poștă. Nu e așa. Și firma unde aveți? Unde am firma?
În Gheorghe Doja. Da, 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 în Gheorghe Doja, în Gheorghe Doja am firma, îmi cer scuze. În Ibănești? Unde în Gheorghe Doja? În ce oraș? În Ibănești. Mureș, 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 în Târgu Mureș. În Târgu Mureș. Aha. Da. Păi eu... Eu zic că e un preț foarte bun, dacă e nevoie poate mai adaug 100 de lei și atunci plătești și transportul. Eu. Și ar ajunge unea pe la vreo 500 și ceva și eu zic că e rezonabil, e de 6 ori prețul. Pardon, de 5 ori. No, bine, dăm atunci, trimite adresa, dar trimite adresa peste MT cu cod postal, cu stradă, cu tot, cu nume, cu nu știu ce. Ok, dar o întrebare am. Duce sampul. Poate duce sampul. Gen, cum se numește? Știi ce e la sap? Nu. E material textil din astea de nord, gen, e un material foarte, foarte sensibil. Foarte rar. Păi, cum să zic, el acum, stați un pic, trebuie să-l folosiți, să călcați cu el sau ceva de genul ăsta? Nu neapărat, ce? Dar, na, gen, ăsta se folosește mai mult la, cum se numesc? La sam. No, păi asta nu pot să vă spun, fiindcă... Nu-i că se folosește pe bihud. Ce spus și cu de decor, nu l-am... A, deci el nu mai e funcționabil. El nu mai e funcționabil. Alo. Da. Alo. Păi gândiți-vă că l-am găsit la mine pe acolo prin post pe la țară. Păi el nu l-am folosit. El nu... Hei. El numai așa, dacă vorba aia să-l puneți undeva, să călcați haine cu el sau ceva, că nu... Aia v-aș minți să zic chestia asta. A, deci nu e funcționabil. Bune, dacă trece testul Bihut sau Bihut. Nu știu dacă e funcționabil, dar nu o folosim. Ia de întreabă dacă de are Facebook, să-ți dea Facebook-ul și-i scrie, tate. Probabil că lui, că s-o folosi, dar noi nu-l folosim, adică bă, nu facem cu el. Să-ți dea Facebook. Aha, am înțeles. Da, mă gândesc că se vede în poză bine, că l-am pus de foarte mult timp. Da, deci, da, da. Nu mai ține un minte exact. Din 2016, da. Am pozat de aproape, deci nu... E niciun dubiu să nu știu ce, el nu, el e de decor, nu un apolo. Aha, deci adică, e de decor. Da. Am înțeles. Trece. Aveți cumva un Facebook sau ceva? Ca să vă pot contacta pe Facebook? Nu? Atunci... Nu am Facebook, nu, adică nu. Cum e că costă mult să trimiți mesaj din Germania? Dacă vreți adresa... Problema care, domnule, că gen din Germania costă foarte mult să trimit mesaj în România, nu știu de ce. Și apelurile astea, gen le fac oarecum la negru, nu știu cum să vă zic. Că îmi ia foarte mult, foarte mult, nu știu, am cost mare. Foarte mulți euro. Îmi ia foarte mulți euro. Păi e pe WhatsApp, nu puteți să le trimiteți atunci. Pe WhatsApp? Nu, nu prea am WhatsApp. WhatsApp am. Am e-mail dacă vă ajută cu ceva. Alo? Da? Nu, pe WhatsApp trimite. Nu am WhatsApp și nu știu cum să-mi fac. Nu aveți WhatsApp. Nu, pe e-mail, fiindcă nu... Dar am e-mail, domnule, am e-mail. Eu știu că aveți e-mail, dar e-mailul meu e pur profesional și nu pot să primesc acolo. Spune că e pentru firmă. Spune că e pentru firmă. Gen e-mailul firmei. Nu pot pe e-mail. Păi este e-mailul firmei. Nu spune atunci să țâmbelească și închide. Nu. Nu pot să vă dau așa ceva, deci nu pot, că e-mailul și am meu și am firme, nu pot să vi-l dau. Și n-are Facebook deloc. Din motive profesionale nu am cum să vi-l dau. Și, și Facebook, deci... n-are nimeni din familia dumneavoastră sau ceva? Facebook... Poftiți? Păi, nu vreau pe Facebook, nu. Facebook-ul pentru chiar persoane apropiate și nu folosesc. Deci numai dacă îmi dați pe SMS sau nu știu cum, sau pe WhatsApp. Pe WhatsApp. Păi și cum fac? Da, mă mir că nu aveți WhatsApp. Păi nu am WhatsApp. Multă lume folosește WhatsApp. Păi da, dar nu știu. Deci numai nu vă pot, dar e clar, dacă vreți pe SMS sau pe WhatsApp, rest nu vă pot, dacă mai se le folosesc în scop profesional, numai, deci nu am un e-mail adiacent aiurea, deci am un singur e-mail care îl folosesc tot timpul la serviciu. Pe care, da, ce vreau să vă spun, problema e în Germania că WhatsApp nu se folosește, ci se folosește altă aplicație, de-aia n-am WhatsApp. Asta e singura problemă și de-aia și din nou la mesaje v-am zis, îmi ia foarte mult cost. Păi da, dar vă puteți vă da WhatsApp, chiar dacă nu se folosește, deci eu am. Păi nu am voie, că gen, cum se numește, eu sunt la ceva firmă, se numește Ainz un Ainz și
firma respectivă nu permite, gen, dacă vede că un IP îi folosește WhatsApp, îmi poate trimite direct poliția la ușă. Nu înțeleg de ce, care e faza cu astea, dar, da. Da. No, bun, atunci, no, spuneți-mi adresa și o notez, no, ce să vă zic? Târgu Mureș, fii atent. Târgu Mureș, strada, fii atent. Târgu Mureș, strada Gârgăduza, 124. Poți să vă spun adresa? Poți să vă spun adresa? Stați-mă un pic să las telefonul să-mi iau ochelare, eu las un pic jos, da? Ok, ok. Fii atent. Și îi zici cod postal 311694. Frate, că te cerți cu cineva. Stai, stai, fii atent. Ziceți, bă, ziceți repede, deci Târgu Mureș. Stați un moment, vă rog. Gheorghe Doja 124. Deci Gheorghe Doja 124. Târgu Mureș. Și cod postal. Cod postal. E comună, nu? Da, nu. Este comună. Oraș, mă. Deci e comună, Gheorghe Doja, nu. Nu-i sat, tăi ala urmatul unei comune. Nu, nu-i sat, nu-i sat. Lasă, așa, bun. M-au zis? Cod postal. Da. Așa. Cod postal 311. Deci comună, nu-i statul Gheorghe Doja, comună Mihăilești sau ceva. Nu, 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 păi nu. Gheorghe Doja, numărul 124, da? Exact, în Târgu Mureș. Județul Mureș. Exact, strada se numește Gheorghe Doja și codul postal e 311694. 311694, deci Târgu Mureș, strada Gheorghe Doja, Sâtâră. Și pe numele Vladimir Alexandrescu. No, bună. Și pe numele... este Vladimir Alexandrescu. Cum? Vladimir Alexandrescu. Numele. Vladimir? Da, numele. Vladimir Alexandrescu. Alexandrescu. No, bun, dacă mă hotărâți să vi-ți trimit, eu vi-ți trimit prin rambursi. Deci cum, aș zic acum, acum, acum. Păi... Dar v-am spus, el nu l-am folosit, deci nu pot să bag mâna da, da, da. Calcă sau... Deci pentru așa ceva clar au fost port, așa, dar acum nu știu ce fel am zis, da. Aha, și se poate trimite acum sau ceva? Poftim? Se poate trimite acum, gen în momentul de față, sau puteți, aveți posibilitatea să ajungeți acolo? La poștă sau așa? Nu, astăzi nu. Astăzi nu? Dacă ne hotărâm pe mâine... Mâine este ok? Atunci, mâine vi-l trimit. A, mâine? Și atunci cine o să ridice o să plătească... Da, spune că pe acum dau telefonul ăla. Păi... La ce valoare să-l spun dacă îl trimite? Dumneavoastră puteți spune un preț și vă zic dacă sunt de acord. Eu aș oferi cam 400-450 pe acolo. Nu, hai să zicem 450. N-aș plătesc pe taxa de transport. Ok. Ok, ok. Stai, stai, stai. Nu, și atunci, îl trimiți sau nu, că ar te știu. Da, domnule, da, trimiteți-l, vă rog. Că scrie acum pe WhatsApp. No, bine. Bine. La revedere. Nu, ce prost ești. Nu-i bine, mă, tați, mă, l-am făcut pe asta, să duc la poștă, fie, mă. Trebuia să-i spui că, stați, că scrie acum un coleg pe WhatsApp. Bă, da, știu care e faza, știu la ce te referi. Bă, dar cine e Vladimir Alexandrescu, bă, s-au zis numai așa la... Am dat eu numele. Ah, ok. Când ajunge acolo, ăla plătește. Bun. El nu plătește. Nu, el plătește, ăla la care îl livrează, dar nu îl livrează la nimeni. Păi știu, mă, stai. Hai să gătăm un pic Gheorghe Doja 124, că cine știe la cine-i trimite casă. E șeva stradă, dă-o, pulă.